Salutare oameni faini! Astăzi o să vă arăt cum puteți să participați la IPO-ul celor de la Hidroelectrica și să achiziționați acțiuni prin brokerul Tradeville. Hai să vedem cum se face! Disclaimer! Acesta este un exemplu cu titlu demonstrativ și nu reprezintă un sfat de investiții, iar autorul nu este asociat în niciun fel cu brokerul mai sus menționat. În prima fază intrăm pe Tradeville. Ne accesăm contul, iar eu o să demonstrez acest lucru folosind platforma nouă, dar procesul este similar și pe platforma veche sau pe mobil. După ce am intrat în cont, accesăm acest buton din colț din stânga sus sau meniul Trading, apoi Portal Trading după preferințe. Apoi, în partea din dreapta sus, avem o căsuță de căutare unde introducem simbolul H2O. Apoi, ni se deschide pagina, unde o să facem clic pe butonul Cumpără. Aici, la tip Ordin, lăsăm limită. La câmpul Cumpără/slash Vinde, ne asigurăm că este selectată opțiunea Cumpără. La câmpul Cantitate, setăm cantitatea dorită. Dar atenție! Subscrierea minimă este de 50 de acțiuni, adică 5600 de lei. În câmpul preț, setăm prețul de 112 lei, iar cei ce subscriu în primele 5 zile de la debutul de tranzacționare, adică în perioada 23-27 iunie, o să primească un discount de 3% din preț, ce se va regăsi în contul dumneavoastră de tranzacționare. La finalul perioadei de subscriere, adică dacă subscrieți suma minimă de 5600 de lei, o să aveți un discount de 168 de lei. Apoi, în câmpul valabilitate, trebuie să setăm opțiunea Open, iar acum ne rămâne doar să apăsăm butonul lansare Ordin. Dar înainte să facem asta, eu vă recomand puternic să citiți prospectul pe care l-am lăsat jos în descriere. Asta este tot, așa se poate participa și subscrie la IPO-ul celor de la Hidroelectrica folosind brokerul Tradeville. Sper că aceste informații ți-au fost de folos, eu am fost Bogdan și ne vedem data viitoare.